Încă 29 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate în județul Mehedinți în ultimele 24 de ore. Pandemia de coronavirus nu se oprește și face în continuare victime. Încă 5 persoane au decedat. De la începutul pandemiei și până în prezent, în Mehedinți, peste 4.000 de persoane au fost confirmate pozitiv. În județul Mehedinți, rata incidenței cumulative COVID-19 la 1.000 de locuitori a depășit de mult 1,5. În ultimele 24 de ore s-a înregistrat o valoare de 2,03. La nivelul județului, încă 29 de persoane au fost confirmate pozitiv și încă 5 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 851 persoane se află în carantină la domiciliu, 124 persoane sunt internate, 557 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate în județul Mehedinți 29 de cazuri noi de îmbolnăvire și 5 decese. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 2,03 la 1.000 de locuitori. Cele mai afectate 6 localități unde rata incidenței cumulative a depășit 1,5 la 1.000 de locuitori sunt următoarele: Strehaia 4,07, Drobeta Turnu Severin 3,50, Bâlvănești 2,89, Podeni 2,43, Orșova 2,42, Florești 2,29.